Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Astăzi, tema emisiunii este Legea fără justiție este moartă și în limba rusă ar suna Zakon bez pravosudia – mertv. Da, ne-am propus o temă destul de importantă pentru țara noastră și vă prezint acum invitații din platou ca după aceea să discutăm și să vedem care în Republica Moldova justiție avem noi de calitate și cum putem să ajungem într-o țară cu mai mult de un deceniu, un sfert de deceniu de Constituție cu niște norme calitative și cu niște decizii luate foarte, foarte corect. Bună seara, Valeriu Cuciuc, doctor în drept, lector universitar. Bună seara. Victor Pușcaș, doctor în drept, ex-președintele Curții Constituționale. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Emisiunea de astăzi este prilejuită unui eveniment frumos pentru dumneavoastră. Este vorba de o lansare de carte care a avut loc pe 30 mai și la care a participat echipa noastră de filmare. Vă felicit cu această ocazie. Vă mulțumim. Cu drag, mulțumim. Cu mare drag. Și eu am primit în dar de la dumneavoastră una din aceste monografii și sunt mândră de acest lucru. Am încercat câteva, pregătindu-mă de emisiune, câteva articole deja să le citesc, dar este mult de citit aici. Vă rog acum, dragi telespectatori, să urmăriți materialul pregătit de colegii mei de la știri ca să ne reamintim un pic cum a fost în ziua aceea, atunci când au venit colegii de breaslă și alți reprezentanți din domeniu ca să urmărească această frumoasă lansare de carte. În această carte putem găsi interpretarea evenimentelor începând cu 1989, unele, adică dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova, de la declarația de independență spre declarația de la declarația de suveranitate spre declarația de independență și multe alte lucruri care sunt absolut necesare în ziua de astăzi. Noi am consolidat articolele publicate anterior. Consolidarea articolelor ne permite să trasăm un vector și să arătăm că acest vector este continuu. Problemele se ridică nu la moment, dar se ridică sistemic și problemelor li se dau soluții. Cartea Justiția Constituțională, analiză, studiu de caz, cercetare științifică a devenit chintesența sistemului de drept constituțional a Republicii Moldova. Potrivit autorilor, publicația va fi utilă multor cititori, de la deputați și funcționari la studenți și profesori universitari. Primul tiraj este în număr de 100 de exemplare. Am revenit deja în studio și vreau să vă întreb cum a fost această perioadă de pregătire, cât de complicat a fost și dacă acum ați avut deja, pentru că au trecut câteva zile, reacții și care sunt acestea. Domnul Pușcaș, da. Se poate spus că această carte înglobează în sine perioada de dezvoltare a Republicii Moldova de la sfârșitul anilor 80, începutul anului 90, până în momentul de față. S-a revedere acele evenimente care au avut loc, dar evenimente după dezmembrarea Uniunii Sovietice, au fost evenimente foarte și foarte importante. Era vorba nu de distrugere, dar era vorba de construcții, de a construi, de a organiza instituțiile statale, de a restabili sistemul de drept, de a trece la sistem de drept socialist, la sistem de drept național, de a construi în așa fel ca mecanismele statului să funcționeze. Deci în această carte se vorbește numai de pe pozițiile de drept, despre pozițiile juridice, se vorbește despre aceste evenimente. Bineînțeles că putem face și niște concluzii la ziua de azi, dar cred parcursul emisiunii noi vom vorbi despre aceasta. Pentru noi această lansare a acestei cărți a fost o mândrie și profesională, pentru că am ajuns la momentul când putem să le expunem opinia în public. Noi nu afirmăm și nu confirmăm, dar totuși facem niște concluzii
și chemăm... Dumneavoastră a fost mult mai ușor sau mult mai complicat din motivul că ați fost în epicentru acestor evenimente care s-au derulat în Republica Moldova? Am fost în epicentru evenimentelor și parcursul anilor am fost poate și nevoit, dar poate și provocat, dar poate așa mi-a fost dat de la cel de sus, ca să orice acțiune, orice activitate a instituției în care eu activat, ca să fie argumentat pentru societate. Și așa și s-a petrecut parcursul anilor. Deci să-mi țin și o mândrie profesională că totuși opiniile despre această carte la ziua de azi sunt pozitive și au expus opiniile oamenii care cunosc dreptul constituțional, cunosc sistemul constituțional de Republica Moldova și noi așa am ajuns la concluzie că ceva trebuie și de reparat, dacă am fost arhitecturi la început, atunci și constructori, dar casa trebuie de reparat și parcurs ca să o aduci să o faci frumoasă permanent. Da, exact. De aceea, la ziua de azi sunt și unele propuneri ale noastre care ar putea fi luat și introduse ca inițiative legislative. Da, aveți niște articole aici destul de intrigante. Unul din de ce a ieșuat inițiativa populară de revizuire a Constituției, Curtea Constituțională, unicul subiect abilitat cu dreptul de interpretare oficială a Constituției, orientarea jurisprudenței naționale la cea europeană. Eu cred că, într-adevăr, pe bună dreptate, acesta poate fi o carte de căpătâi pentru foarte multă lume. Poate că vor mai fi cărți și mai sunt, noi nu suntem unicii. Dar totuși, pentru prima dată s-a introdus control de constituționalitate în Republica Moldova. Au fost formate instituții absolut noi. Au fost bazele democrației introduse în Republica Moldova. S-a clarificat cu trecerea spre noile relații și de piață, și de proprietate, și în sistemul bancar, și în sistemul financiar, și în toate absolut domeniile. De aceea, noi am vrut ca să ne spunem opinia, cum a fost înțeleasă această etapă de tranziție și cum la ziua de astăzi, când de acum ar trebui ca să avem mai multă grijă ca sistemul de drept în Republica Moldova să se dezvolte mai departe. Și noi aceste întrebări le-am studiat și le-am adus la cunoștință. Și rolul Curții Constituționale, și în problemele de limitare a dreptului de proprietate, și în problemele de dreptul la informare, și la informație, și despre dreptul la liberă exprimare și libera circulație și multe, multe alte probleme care le putem găsi în această abordate în această carte. Și pentru alte, eu socot unele din articolele mele nu pot fi numite chiar ca științifice, dar pot fi numite și ca publicistice, pentru că a fost un țipăt, o strigare către societate cum se dezvoltă lucrurile în Republica Moldova, în diferite domenii. Ele ar trebui recitite și de oamenii care stau acum la guvernare? Cred că aici sunt așa, pe deasupra, uitându-mă, undeva 10-15 proiecte de legi pot fi înaintate în baza acestor acte, în aceste materiale. Și aduc ca un exemplu. Exemplu. Da, sigur. Unii trebuie reglementare chiar mâine sau trebuie ieri cel sau mai urgentă, da? Când vorbim de independența judecătorilor, iată, putem vedea cum s-a dezvoltat independența la Curtea Constituțională. În 2001, partidul de guvernament, care era în Parlament, a scos al doilea vot, adică la Curtea Constituțională 6 judecători și poate să-i paritate de voturi, adică cum de luat decizie. Președinte avea al 7-lea vot. Atunci l-au scos al 7-lea vot, adică al 2-lea vot al președintelui. Și-au hotărât că în caz de paritate de voturi, actul normativ se consideră constituțional, se prezumă constituțional și cauza se sistează. Dar le-a părut că nu prea e de ajuns acest lucru. Și aproape de alegerile din 2009 au introdus noi modificări. Iar în alte cazuri, cauza se amână. Dar care sunt alte cauze? Cauza atunci când se fac totalurile alegerilor Parlamentului, totalizarea alegerilor președintelui, totalizarea rezultatelor referendumului și alte probleme absolut politice. Dar până când se amână? Și cine îi convinge pe cei trei judecători care socot că alegerile pot fi validate? Și cine îi convinge pe alți trei judecători care socot că alegerile nu pot fi validate? Adică au fost falsificate. Cine îi poate convinge? Nu găsim răspuns,
eu vreau să demonstrez că la nivel de lege poate să fie influențată instituția cea mai principală din stat, Curtea Constituțională. De aceea, măcar astăzi, introduceți modificări, deja e absolut necesar. Da, adică 100 de exemplare, să înțeleg că e puțin. Trebuie să mai continuați, noi, că au nevoie oamenii să... Noi am făcut această carte din sursele noastre personale. Nu o scoatem în vânzare, o cadonăm profesorilor, bibliotecilor, iar electronic... Poate fi accesată pe site-ul Universității de Studii Europene din Moldova. A, foarte bine, o informație destul de utilă pentru telespectatorii noștri. Oricare cetățean poate să găsească această carte fără ca foarte să bine. Plătească măcar un cent sau un bănuț. Așa. Domnul Cuciuc, eu mi-am scos și am citit și eu acea prezentare pe care dumneavoastră ați avut-o și... Motoul acesta, legea fără justiție, este moartă. De unde a venit și de ce atât de dur? Pentru că mai mulți au spus că ați fost foarte duri în acest motou. O să-mi expun punctul meu de vedere și este absolut evident că cât de bune n-ar fi legile, dar fără o justiție, aceste legi nu pot fi aplicate. Și ele devin inaplicabile. Devenind inaplicabile, deci, nerealizându-se justiția, deci se formează o criză, se formează o stare de impas. Noi înțelegem că în momentul în care într-o instanță vin două părți, obiectiv nu poate să meargă, să plece din această instanță ambele părți satisfăcute pe deplin. Este absolut evident că o parte va pleca insuficient de satisfăcută. Însă procedura, însă modalitatea, însă justiția, dar cel mai important trust factorul, încrederea în justiție. Încrederea în justiție, dumneavoastră cunoașteți, este foarte mică. Este foarte mică. Da, procentul este mic și din 2013 el nu prea se ridică. Da, el este în scădere. Păi iată, scopul, de fapt, al acestei publicații este de a iniția un dialog și de a majora acest prag de încredere. Da, e posibil de făcut asta într-un tempo mai rapid? Sau noi totuși suntem la limita neîncrederii și este o stare de criză în sistemul judecătoresc? Mie îmi pare. Aici exact e situația când noi am oferit, am pus începutul dialogului. Dar, precum a spus și domnul Pușcaș, aici sunt foarte multe proiecte de legi ferendă. Aceste proiecte de legi ferendă, deci, sunt adresate, este evident, organului legislativ. În primul rând, organul legislativ. Pentru ca să fie restabilită această încredere a cetățeanului în justiție, ca să fie promovat încrederea, ca să fie promovat, dacă doriți, normalismul. Fiindcă, în momentul în care o lege bună, care nu permite interpretări ambigue, dar permite doar aplicarea corectă, în conformitate cu legea. În sensul dat, noi vorbim foarte de... Foarte multe legi se interpretează și sunt greșit, da? Ajunse probabil, la popor. Greșit ajung... Probabil noi vorbim în primul rând de legea fundamentală, de Constituție. În acest sens, chiar primul articol care este în carte, el vizează problema cadrelor. Adică vizează problema transparenței în promovarea cadrelor. Și problemele care sunt, de fapt, concentrate, consolidate în această monografie, sunt de durată, sunt de 30 de ani. Adică o perioadă, într-adevăr, foarte serioasă, care este inclusă și aceste probleme este încă un moment, majoritatea dintre ele, deci pe parcurs, se produc anumite schimbări. Deci ele nu sunt deci avem și aspecte pozitive. Statică. Avem da, și aspecte. Se produc pozitive. Anumite schimbări, dar această evoluție ea trebuie continuată, încrederea cetățeanului trebuie să fie majorată, trebuie să fie un dialog în societate, dialog în primul rând între specialiști. Așa. Tot la lansare de carte, domnul Pușcaș, dumneavoastră ați vorbit despre Constituție, chiar ar fi trebuit să fie revăzută, da? Și să avem o altă atitudine, pentru că multe articole de aici, prin hotărâri diferite luate de judecători din Curtea Constituțională, au fost interpretate greșit pe parcurs. Acum, pentru telespectatori,
Este Constituția noastră un act care nu trebuie atins sau totuși trebuie? La 29 iulie Republica Moldova o să marcheze sau o să sărbătorească un sfert de secol sau 25 de ani de la adoptarea Constituției, la 29 iulie. Bineînțeles, să deosebesc Constituția, să zicem, a Statele Americii de Constituțiile Europene. Câteți vorbesc, cum așa că în Statele Americii, parcurs la 200 și ceva de ani, au fost introduse numai 26 de amendamente. Iar Constituția Republicii Moldova, din 142 de articole, au fost amendate o treime. Și așa sunt toate Constituțiile Europene. Pentru că noi ne conducem de cu tot asta de cum e o opinie academică, noi ne conducem de al nostru sistem de drept european, romano-germanic și nu de precedent cum se conduc în țările a Statele Americii, anglo-saxonice și așa mai departe. Dar cu adevărat unele poziții din Constituție ar trebui să fie revăzute. Iată pe noi, pe mine, în orice caz, foarte mult mă deranjează începând chiar și cu anii 90, ce fel de sistem de guvernământ să avem în Republica Moldova care să nu creeze crize. Știți, care le avem deja în două, da? Situații complicate. Deja două situații foarte complicate. Dar în toată lumea civilizată are loc separația ramurilor puterii, adică legislativă, executivă și judecătorească, și niciuna nu are dreptul să facă abuz în privința altei ramuri ale puterii. Ceea ce la noi se întâmplă. Ceea ce la noi s-a întâmplat în 2010-2012, când nu putem să alegem președintele Republicii Moldova, decât Parlament. Și acum avem Dacă odată ne-am dat ciocnit cu o situație de problemă, de ce atunci nu s-a revăzut? Pentru că la cel mai înalt nivel se află interesele politice. Interesele de grup. Este vorba de formarea spectrului puterii de către fiecare forță politică în Republica Moldova. Noi cu aceasta, de fapt, și trebuie să ne deprindem, dar tot și odată și odată ne vom deprinde. Vorbim de instituția prezidențială. În 94 am avut Republica aproape prezidențială, pe urmă semi-prezidențială, în 2000 Republica Parlamentară și în 2016 deja Republica iarăși Curtea Constituțională o numește prezidențială, dar noi nu suntem Republică Prezidențială, pentru că sunt două criterii, dacă ne uităm la aspectele clasice ale problemei. În primul rând, de cine este ales președintele, în fața cărei instanță sau instituții poartă răspundere, și care sunt raporturile cu executivul. Dacă astăzi, iată, să nu numesc persoanele, cred că ați cunoscut, dar poziția mea din 90 încoace, că noi ar trebui să avem o republică prezidențială. Este necesar pentru noi ca să mergem într-o dezvoltare. Absolut. Uitați-vă, dacă președintele Republicii Moldova ar fi avut posibilitatea de a forma guvernul ca să funcționează normal țara, băteți-vă în Parlament cât doriți. Noi avem exemplu când în Germania, 8 luni de zile, a avut loc formarea majorității parlamentare. În alt țară europeană, undeva un an de zile. Noi nu avem așa posibilități. No, situația este cu totul alta. De aceea? Și dumneavoastră, având în spate așa o experiență, da, ce spuneți? De ce până acum noi nu am avut posibilitatea de a declara țara noastră Republică Prezidențială? Factorul extern foarte important? Sau? Nu, factorul intern, factorul politic. Factorul politic. Pe noi nu trebuie să ne mire faptul acesta că astăzi avem trei forțe politice în Parlament care au aproximativ același număr de mandate. Și el e clar că au să bată între ele până vor găsi limbă comună sau să o duce la alegeri anticipate. Pe noi ne interesează ca să funcționeze, să dispună de împuternicire de pline guvernul. Noi astăzi avem un guvern cu atribuții limitate. Nu avem un guvern care să poartă răspundere de toată situația în Republica Moldova. De aceea, noi avem nevoie ca criza să fie cât mai repede lichidată, dar totuși juriștii trebuie să propună și cu aceasta trebuie să fie de acord politicienii ca să adopte astfel de mecanisme ca să excludă crizele. Astăzi, așa criză noi n-am avut, iată avem aproape 3 luni de zile, dar guvernul încă nu este format. Pe urmă,
noi și cu mâna mea, cum s-ar spune, s-au făcut reglementările în Constituție, că a fost membru a Comisiei Constituționale în 92-94, pe urmă alte comisii constituționale, dar ceea ce avem astăzi, decuja ne pune în gardă. Deci ar trebui termenul acesta să nu fie de 3 luni de zile pentru a forma guvernul, dar 3 zile sau 7 zile. De ce să dă 10 zile pentru formarea fracțiunii parlamentare? Pentru că fracțiunii parlamentare, dacă vin pe liste de partid, trebuie să formeze până a intra în Parlament. Adică deja la deschiderea, la prima ședință a Parlamentului, aceste fracțiuni parlamentare trebuie să funcționeze. Deci acolo trebuie revizuite. Adică trebuie să fie revizuite aceste poziții. Deci sunt alte, dacă forțele politice, eu cred că noi toți devenim tot mai în vârstă, mai cu mai multă experiență, ne maturizăm, se maturizează și forțele politice, dar să nu se primească în detrimentul poporului. Și atât sarcina noastră în această carte, și o vedem reieșind din aceste situații, că unii trebuie de reparat, trebuie de reparat, ca să excludem problemele pentru întreaga societate. Dacă, domnul Cuciuc, ați vrut să adăugați aici ceva? În continuarea ideilor care s-au expus, este foarte important că multe aspecte sunt de natură doctrinară. Sunt de natură doctrinară, inclusiv înțelegerea rolului Curții Constituționale. Este un organism politico-juridic sau este un organism juridic, fiindcă Constituția expres stipulează că este unica autoritate de jurisdicție constituțională. Deci jurisdicția constituțională, în conformitate cu legea de la Curtea Constituțională, legislația constituțională, deci jurisdicția constituțională nu presupune nici atribuții politice și nici competențe politice și nici decizii politice. Deci decizii dar juridice. La noi, din păcate, Curtea Constituțională are decizii politizate. Noi vorbim, noi nu facem concluzii, noi vorbim de faptul că la nivel doctrinar este necesar de aprofundat în discuții și sub aspectul acesta trebuie de revăzut aceeași legislație. Aceeași legislație care vizează activitatea Curții Constituționale. Este important că proiectele de lege, de fapt, sub acest aspect, se elaborează, s-au elaborat, sunt proces de elaborare, adică este necesară o discuție. Dar aspectul doctrinar este foarte important pe toată palitra, de fapt, normelor constituționale. Și în cazul în care noi vorbim despre, dacă mergem mai departe de aspectul doctrinar, vorbim de aplicativitate. Problemele aplicativității sunt o problemă care de asemenea necesită dezbatere, fiindcă în dialog aplicativitatea sau modalitatea de aplicare corectă sau modalitatea de interpretare, dacă doriți, corectă. Deci societatea trebuie să reacționeze, este provocarea societății, dar în primul rând provocarea a comunității specialiștilor. Domnule Cuciuc, ce... Vreau să-l întreb referitor, dacă vorbim de... Haideți și pe urmă eu adresez întrebarea. Noi aici sunt puțini divergenți cu domnul Cuciuc. Da, chiar dacă ați lucrat împreună. Dar nu de principiu. În cazul dat, noi facem dialog. Să zicem, e dialog și între noi. Da, oricum, într-un dialog se nasc după aceea adevărul. Cum înțelegem noi... Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică și nu numai noi aceasta recunoaștem, dar este și doctrina, este o parte a doctrinei care spune că e numai juridică. Eu socot și alți specialiști socot că totuși este o instituție politico-juridică. Ea folosește și argumentele politice. Dar care argumente politice? Până unde merge Curtea Constituțională să folosească argumentele politice? În rămcele Constituției. În rămcele Constituției. Constituția este ca un copac viu care dezvoltă, ajută să se dezvolte societatea. Și Curtea Constituțională are tot dreptul ca să folosească și argumentele politice în susținerea normelor constituționale, anume normelor constituționale. Dar nu cum eu o să aduc două exemple. Da, dacă se poate. Da, sigur. Din activitatea Curții Constituționale. Trecerea de la Republică Parlamentară la alegerea președintei către întreg poporul. Curtea Constituțională... Tot a fost o hotărâre controversată, care a strânit discuții. Nu. Eu am criticat-o foarte dur, dar pe urmă am ieșit în public că totuși asta e Curtea Constituțională, e ultima hotărâre și dacă noi nu avem nimic chiar absolut de ce să ne conducem, hai să ne conducem de ceas. Ne cheamă la alegeri. Hai să petrecem această măsură în Republica Moldova și nu supunem criticii, însă și că nu e corect. Da,
Nu e corect, cum spune un judecător american, că hotărârea judecătorii supreme a SUA e corectă pentru că este ultima. Ultima, dacă ne-am învățat să ne supunem ultimei hotărâri, fie poate chiar că sunt întrebări acolo, dar să ne supunem ultimei hotărâri și să nu o punem la îndoială. Asta e un exemplu cu președintele. Cu președintele. Eu cred că e foarte clar că s-a fost formată o nouă normă de drept, pentru că, vedeți, Curtea Constituțională socoate că noi avem Republica Prezidențială, cu toate că deja am vorbit că sunt mai multe criterii care determină această noțiune. Dar aduc al doilea exemplu. Ultima o știm că e cu numirea primului ministru de către președinte. Asta vreau să vă întreb și dar să comentați acest lucru. Eu vreau să o să comentăm, dar eu vreau penultima să o aduc ca exemplu. Nu. Cu suspendarea acolo unde eu am publicat materiale în acest caz, că dați Cezarul celălalt Cezarul și dați Dumnezeu ce e cel Dumnezeu. Nu se poate de luat de la președintele. Dintr-o parte țipăm, strigăm, facem zarvă că el răspunde de suveranitate, de independență, dar din altă parte, pe 5 minute îl suspendăm în stat. Da, dar domnul Pușcaș, este o banalitate atât de banal. Un simplu cetățean deja nu mai înțelege, nu mai percepe aceste cetățean suspendări. Simplu cetățean a ajuns să vede cuvintele mele suspendarea pe 5 minute. Asta ieșit din comun. Foarte. Constituția nu prevede așa ceva. Înseamnă că... Dar eu vreau să aduc acel exemplu. Al doilea exemplu. Al doilea exemplu. Când curtea a hotărât că sistemul electoral nu poate fi schimbat numai de vreme decât un an de zile până la alegerile ordinare. Așa, atunci tot a fost discuție. Alegerile anticipate se petrec în baza sistemului electoral la care au fost, în baza căruia au fost petrecute alegerile. Adică acum, dacă vor fi alegerile anticipate, Parlamentul nu are dreptul ca să schimbe sistemul electoral. Electoral, despre care s-a vorbit și ieri la și ieri s-a vorbit și azi, și cei care nu sunt de acord, toți socot că trebuie de schimbat. Dar Curtea a dat explicații că poate să fie numai pentru Parlamentul următor. Ordinar. Eu pun întrebarea. Avea dreptul Curtea Constituțională să facă o asemenea concluzie? Cred că nu. Curtea Constituțională rezolvă probleme de constituționalitate și nu de oportunitate. Problema oportunității schimbării, adică în cazul dat a schimbării sistemului electoral, este de competență exclusivă a Parlamentului. Dar această hotărâre, știți, sunt două criterii pentru hotărârile judecătorești. Dintr-o parte, ca să recunoaștem hotărârea, trebuie să fie legală sau constituțională, iar din altă parte, temeinică, adică să fie întemeiată pe fapte concrete, ca să fie convingătoare hotărârea. Această hotărâre a Curții Constituționale cu sistemul electoral este foarte întemeiată, dar nu este constituțională. Ea nu se bazează pe normele constituționale, dar pe necesitate. Chiar așa vorbește Comisia de la Veneția, așa vorbește Codul European pentru Bunele Practici ale Alegător și așa mai departe. Dar nu rezolvă problema. Iată cum în Ucraina s-a pus problema că se schimbe sistemul electoral, adică se treacă de la mixt la sistemul proporțional. Aceasta nu e problema Curții Constituționale. Eu am adus ca două exemple care se poate fi făcut concluzie în doctrina. Ce înseamnă doctrina? Doctrina de ce noi, Curtea Constituțională, poate să formeze noi norme de drept sau nu poate să formeze noi? Ea e legiuitor activ sau legiuitor negativ, cum e recunoscut în întreaga Europa. Dar din altă parte, sunt unele viziuni unor constituționaliști, Curtea Constituțională hotărăște totul. Aceasta nu e corect. Și eu permanent am spus că Curtea Constituțională și aceste probleme, dacă se întâmplă, ele trebuie să fie reglementate altfel în legislație. Să nu se permită Curții Constituționale ca să rezolve absolut toate problemele din societate. Pentru că curții astăzi îi vine foarte greu să se apere. Să se apere, adică să fie creată acea încredere despre care vorbiți, încrederea. Cum poate fi încrederea când toată societatea spune că sunteți partași, sunteți participanți, sunteți jucători, faceți politic și așa mai departe. Pentru asta trebuie curtea ca competența curții să fie revăzută, strict reglementată, chiar și la nivel constituțional. Uitați-vă, Curtea Constituțională a introdus controlul a priori. Ce înseamnă? Dacă
doctrina noastră, doctrina europeană, că poate fi numai controlul posterior, adică după intrarea legii în vigoare. Curtea Constituțională, de fapt, are numai câte o singură hotărâre. Au introdus controlul a priori. Asta este problema Parlamentului, să introducă normele de conduită a fiecăruia în stat. Cu părere de rău, eu nu pot înțelege, știți, parcă toți mă s-au fost specialist, dar nici până astăzi eu nu pot înțelege cine Parlamentul cedează când îi trebuie, cedează curți constituționale sau curtea constituțională înțelege întrebările societății și încearcă să rezolve problemele. De ce se întâmplă acest lucru? Care, pentru că este politizată foarte tare. Asta lasă să spun politicienii. Eu mă bazez numai și numai pe argumentele juridice. Vroiam să întreb de domnul Cuciuc să comentați ultimul dialog dintre președinte și Curtea Constituțională cu referitor la numirea prim-ministru. Dați-mi voie să mă întorc în continuare celor spus, mă întorc la lucrarea noastră. Într-adevăr, momentele de oportunitate, momentele de sistem, momentele de doctrină, dacă doriți, da? Ele, într-adevăr, sunt expuse în lucrarea noastră și, într-adevăr, există o poziție foarte clară sub acest aspect. Noi venim cu un set întreg de recomandări, inclusiv la aspectul necesității de a respecta conduita în care nu ar exista, nu s-ar face politică, da? Nu s-ar face politică, pentru că a fost și un caz când Curtea Constituțională, sau mai bine zis, reprezentantul Curții Constituționale, a semnat o declarație politică la nivel internațional. Adică poziția doctrinară, dacă o reflectăm în cazuistica care este reflectată în carte, noi o să găsim anume foarte clar și foarte cert că trebuie să ne bazăm pe legislație și trebuie să executăm legislația, inclusiv constituțională. Sub acest aspect, este evident că oricare subiect de discuție care dumneavoastră acum o să mă întrebați sau o să-l ridicați, el are mai multe fațete și el poate fi privit într-un dialog în comunitatea specialiștilor de drept. Eu aș atrage atenție, de exemplu, la Curtea Constituțională există și Consiliul Științific. Deci, în acest Consiliu Științific, în comunitatea specialiștilor de drept constituțional, deci acest pas care noi l-am făcut în întâmpinare, da? Am inițiat un dialog. Vedeți, întrebări sunt foarte multe și domnul Pușcaș expune după poziție... părerea unui simplu cetățean, ele deja sunt prea multe și atunci bulversează creierul cetățeanului. Dar asta e absolut normal. Deci într-o edificare a statului de drept unde toți au pozițiile sale, libertatea de exprimare, de ce nu? Dar atunci când Curtea Constituțională adoptă niște legi pe care nu trebuia să le adopte sau ia niște hotărâri... Vreau să vă atrag atenție că domnul Pușcaș a menționat foarte expres că ultima rațio și ultima hotărâre a aparținei curții. Și noi trebuie să respectăm această hotărâre. Așa. Și totuși, comentariul dumneavoastră vis-a-vis de ultimul dialog între președinte și Curtea Constituțională privitor numirea prim-ministrului. Și s-a spus că... Stați, dialog n-a fost. Nu dialog, în sens că scris... Sesizarea. Sesizarea. Eu îi vorbesc ca fiind acesta un dialog între... Sesizarea scrisă de președinte. Știi mai bine? Haideți. Mai bine vă va comenta. Da. Iată, dacă eu am supus unii critici precedentă hotărârii, că a hotărât problema de oportunitate și nu de constituționalitate, atunci în ultima hotărâre, Curtea Constituțională și-a expus opinia că mai întâi trebuie formate organe de lucru ale Parlamentului, și pe urmă de rezolvat problema candidaturii de prim-ministru. Eu s-o cot o hotărâre foarte corectă și este... Nu numai că întemeiată, dar este și foarte, adică este constituțională. Pe deplin este întemeiat pe Constituție, pe regulamentul Parlament, pe Constituție. Nu-și pun poate întrebările unii care încearcă, că eu am adus un exemplu public, o persoană care eu socot, nu știu, eu studentul lui sau el e studentul meu sau eu sunt profesorul lui sau el e profesorul meu în drept constituțional. La așa nivel înalt s-a ridicat această persoană și să spune că este scris în Constituție că președintele propune la fracțiune parlamentare și propune în Parlament candidatura prim-ministru. Stați o secundă. Dar cui o propune? Trebuie să o propună conducerii Parlamentului. În regulamentul Parlamentului este scris negru pe alb că se discută candidatura primului ministru
și a listei guvernului și a programului de guvernare să discută în comisiile parlamentare, mai întâi de toate treci prin biroul permanent, mai întâi de toate, de fapt, prin președintele Parlamentului, biroul permanent și pe urmă prin comisiile parlamentare. Și după aceea se examinează în plen. Curtea Constituțională a argumentat foarte bine aceste probleme. Hotărâți pe etape, așa cum este logica Constituției. Nu pur și simplu dacă e scris acolo așa cuvinte, înseamnă că ele așa trebuie de interpretat. Dar trebuie să vedem logica dezvoltării. Și eu cred că pe cine n-am întrebat în Republica Moldova, o spune, cum un parlament fără conducere? Cum parlament fără comisii permanente? Cum parlament fără birou permanent? Dar cine să discute probleme? Iată, sunt introdus câteva, adică sunt propuse câteva inițiative legislative. Cui sunt adresate? Cui? Secretariatul Parlamentului? Că unii spun în public, noi am prezentat Secretariatul Parlamentului. Stați! Ați prezentat în secretariat, dar pentru a porni procesul, trebuie să treacă etapele respective. Nici o lege nu va intra în vigoare și nu va fi publicată în monitor oficial, adică niciun act adoptat de către Parlament, să zicem că s-adună, am vrut să spun un cuvânt, s-adună, și înseamnă s-adună, vin în ședință, dar ședința trebuie să fie condusă. Și niciun act nu va fi dat publicității dacă nu va fi semnat de către președintele Parlamentului și pe urmă, potrivit Constituției, va fi de către președintele Republicii Moldova confirmat. Și dacă revenim la hotărârile pe care le adoptă Curtea Constituțională, vorbim totuși de oamenii care fac acest lucru. Acești 6 judecători care sunt în cadrul Curții Constituționale, integritatea acestora și faptul că de la o perioadă aceștia au fost numiți fiind în spate, în experiența pe care au avut-o profesională, politicieni. Aici nu vedeți un aspect negativ? Dacă îmi dați voie. Da. Este foarte important că discuțiile, după ce au fost desemnate, ele de fapt trebuie încheiate. Deci persoanele au fost desemnate și respectiv competența de desemnare și-a exercitat organul respectiv. Acum, într-adevăr, dumneavoastră spuneți o întrebare interesantă, fiindcă apare un moment important atunci când, de exemplu, persoana a fost deputată. Corect. Și persoana a votat anumit proiect de lege sau lege. Sau chiar acum, poate a fost autorii. Sau poate a fost autorii, dar ulterior această lege nimerește în Curtea Constituțională. Ce face? Există procedura. Deci conflict de interes sau cum se numește? Există procedura în care persoana respectivă deci se retrage de la decizie. Autorecuzare. Autorecuzare. Se retrage de la a primirea deciziei, fiindcă ea, într-un fel, deja s-a expus asupra subiectului. Ea a votat acest proiect de lege. Dar se întâmplă asta? Da, desigur. Se întâmplă. Eu am participat în calitate de judecător, având în vedere că am fost și deputat în două legislaturi. Da, vă rog. Da, se respectă. Aceste norme se respectă. Tot este corect. Eu la altceva vreau să atrag atenție. Iată, tot la acest subiect? Acest subiect. A vorbit despre încrederea societății. Adică și în primul articol, că cadrele hotărăsc totul, dumnealui, articolul e semnat de către dumnealui. Când la noi sunt o șir de articole care sunt de dumnealui și de mine și sunt de ambii în această carte. Și iată aici, pe parcursul la aceste, din curte a fost formată la 23 februarie 1995 și iată până în momentul de față, organele politice, adică președintele la timpul său, parlamentul și guvernul, niciodată, o singură dată au petrecut un concurs pentru a alege un judecător la Curtea Constituțională. O singură dată. Nu corect. Absolut nu corect. Eu vă aduc exemplu. Mulți critică Turcia, țara de vecinul cu noi. Eu am fost în Turcia. Expiră termenul la un judecător. Adică senatele din toate universitățile țării au drept să propună 3 candidaturi la funcție de judecător la Curtea Constituțională a Turciei. Și atunci, din acei 3 judecători, după modelul numirii judecătorilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iată, procedură foarte, foarte obiectivă și foarte reală.
La Curtea Constituțională a Republicii Moldova, un singur judecător a fost numit din partea autorităților publice, în afară de Consiliul Superior. Și toți ceilalți sunt numiți criterii politice. Nu, eu nu pot să numesc care criterii, pentru că mie îmi spun îndată, ieșea la tribună o persoană de la Curtea Constituțională, dar noi am dat jurământul. Stați, dar cine o să vă creadă? Ați dat jurământul. Creați situația până la numirea în funcție. Până fiecare, eu vreau să spun că imaginea se formează în fiecare secundă, în fiecare minută, în fiecare oră, în fiecare zi, în fiecare an, permanent se formează imaginea instituției. Ea poate fi pierdut foarte repede. Și în momentul în care acești judecători sunt numiți în niște condiții dubioase sau sunt cu... Dar ce să facem noi? Sigur că imaginea curții este lezată. Noi propunem aici, formați concursuri, concursuri și printre altele, și încă una. La noi, câteva ani de zile, la Curtea Constituțională, noi avem cazul când guvernul, un an de zile, nu l-a numit pe un judecător, noi numesc familia, deja nu mai lucrează, dar un an de zile a fost ținut locul vacant. Dar de ce? Pentru că nu se înțelegeau pe criteriile respective. Trebuie judecătorii de aceea din curte. Trebuie înscris ca la Strasburg. E foarte bun exemplu pentru noi. Expiră în ziua cutare. Mai târziu, gata, nu mai există. Trebuie să fie numit judecătorul următor cu 3 luni de zile până la expirarea termenului celuilalt judecător. Asta e lei. Uitați-vă cum se alege președintele chiar în statul în care merge, dacă până atât, dacă vorbim că e un stat puternic, un sistem puternic. Ultima duminică a lunii, când? Noiembrie, mi se pare, că se petrec alegerile. Și ultima duminică a lunii ianuarie intră în funcție. Și nu mai sunt niciun fel de ca la noi. Noi avem situația când avem două parlamente. Unul nu a plecat și nu face nimic. Altul încă n-a venit și tot nu face nimic. Noi trebuie aceste momente să le excludem. Ele erau normal reglementate aceste momente atunci când situația era stabilă, când situația era clară. Când dar acum din ce în ce este mai instabil și este... Din ce în ce devine mai instabilă, pentru că merge lupta pentru alegători, lupta pentru aspectele politice. Da, dar suferă lupta și imaginea instituției care este cea mai supremă în stat. Și bineînțeles. Două întrebări așa pentru și mie personal și cred că cetățenii noștri tot le... judecătorii din Curtea Constituțională trebuie să dețină două cetățenii? Noi avem aici un articol în această carte. Noi considerăm că este un pericol iminent pentru țară, pentru Republica Moldova ca stat, atunci când funcționarii care stau în altele funcții de stat, deci dețin mai multe cetățenii. Înalții demnitari de stat, ei, prin definiție, nu pot fi loiali la două, la trei state. Prin definiție, oricâte jurământe ei nu ar da. Eu îmi permit să dau. Dacă ar fi cetățean, să mă scuzați, să folosești la Burkina Faso, sau la Congo, sau la Mozambic, e cu totul altă întrebare. Și altceva atunci dar dacă când cetățean a României sau a Rusiei sau a Ucrainei care pot exista pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Atunci aici categoric nu este necesar. De ce categoric eu socot și a fost permanent poziția mea parcurs la ultimii 20 de ani, că trebuie să fie cei care se află în serviciu public, cetățenii de rând, businessmanii, să aibă măcar 20 de cetățenii. Se poate pătrunde peste tot în toate țările lumii. Dar cei care duc responsabilitate pentru statalitate, duc pentru responsabilitate pentru suveranitate, pentru independență, pentru întărirea instituțiilor statale și în ultimul moment pentru societate și pentru popor. Aceia trebuie să fie să dea jurământul unui guvern și nu la mai mult. De fapt, subiectul acesta noi îl analizăm sub aspect științific. Sub aspect științific noi examinăm ca studiu de caz exact momentul acesta. Și venim cu propuneri absolut concrete, unde considerăm că sunt binevenite inclusiv acorduri bilaterale cu țările vecine sau cu țările cu aceeași Rusie, unde o masă mare de oameni iau cetățenia Rusiei sau iau cetățenia, să zicem, Italiei sau Greciei sau altor țări. A României în special, deci sunt vecini. Ucraina, România. Deci această întrebare a cetățeniei multiple, ea trebuie reglementată. Iar în sensul în care
inclusiv judecătorii Curții Constituționale, dar și oricare înalt demnitar de stat, el a depus jurământul respectiv. Deci el, într-adevăr, are valabilitate, știți, precum se spune, ultimul act normativ. Uh-huh. Adică ultimul jurământ, de fapt, este mai presus decât celelalte jurământe. Și ultima întrebare, că suntem pe final, există oligarhie la noi, Republica Moldova, așa noțiune? Și toți strigă dezoligarhizare. Noi nu prea avem timp. Uh-huh. În 90, vă imaginați că atunci când se pornește furtuna, când pornește uraganul, valurile mării sunt foarte mari. Și pe creasta valurilor nu totdeauna sunt cele mai bune, câteodată și rămășeți apar. Uh-huh. Dar când se liniștește marea, e totul liniște, apa este curată, noi ne bucurăm. În 90, când au venit în Parlament pe fondalul acesta de eliberare națională, când curcați renaștere națională cu eliberare națională. Uh-huh. Pe urmă s-au dumerit unii că stația se oleacă, sunt lucruri diferite. Un deputat în Parlament se urca la tribună și scobură la tribună, eu am să lupt cu mafia, eu am să arăt ce înseamnă mafia. De dimineață și până seara în Parlament, eu am să lupt cu mafia. Voi n-ați puteți să mafia, până când nu i-am adus vreo 6 volume cu informație științifică ce înseamnă mafia. Și după aceea nu a mai spus niciun cuvânt această persoană, zici că, ca așa cum înțelegem eu, parcă noi tot suntem mafioși. Uh-huh. Ce înseamnă oligarhizare? Am citit 100.000 de dicționare ca să înțeleg ce înseamnă această definiție din punct de vedere juridic. Și am ajuns la următoare concluzie. Eu n-am găsit cei care cer de oligarhizare ce înseamnă aceasta la nivel științific, la nivel juridic, la nivel practic. Dați listă că asta e un grup care are influență și în economie, și în politică, și în toate. Dați grupul acel, nu o persoană. La noi, de fapt, se reduce tot la o singură persoană. Dacă eu corect înțeleg așa. Și nu duc lumea eroare. Să înțelegem că trebuie să ne documentăm mai mult la acest... Da, dacă ați ridicat problema de oligarhizare, atunci cum de o nimerit 5 partide în Parlament? Atunci noi, ca și cu mafia, suntem toți oligarhi. Cam toți suntem oligarhi. Sau altceva. Cum de recunoscut, toate instituțiile internaționale au recunoscut că legile sunt corecte, dar unii spun că nu, sunt fraudate. Stați, noi la un mal trebuie să ajungem vădată, sau toți să ne pălăcim tot la mijlocul râului. Da, eu vă mulțumesc tare mult. Să înțeleg că mai avem nevoie pentru o emisiune ca să putem să tălmăcim și să venim cu toate propunerile pe care le-ați adus aici. Sper din tot sufletul că așa o lucrare nu va rămâne prăfuită pe undeva pe rafturi, dar vor fi acești oameni chemați într-un dialog, într-o comunicare constructivă și noi cetățenii doar vom avea de câștigat în urma acestor dialoguri frumoase și în favoarea dezvoltării atât a sistemului judiciar cât și a țării în regime. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. Mulțumesc. Vă doresc nu numai 100 de exemplare, dar să se mulțească ca să ajungă să fie de folos fiecărui care are de-a face cu justiția în Republica noastră. Dragii mei telespectatori, vă aștept marți și vineri la ora 19 să discutăm noi despre noi.